Am înțeles că este seara cea mai rece a acestei veri. La Severin cam așa e, vânt trece. Dar vom încălzi atmosfera foarte curând cu ajutorul domnului Ion Olaru. Bună seara, bine ați venit pentru prima oară în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Așa cum ne promitați într-o intervenție telefonică din urmă cu vreo lună de zile, domnul Ion Olaru este profund și definitiv legat de activitatea culturală și de viața urbei până la urmă, ani de zile fiind directorul Casei Municipale de Cultură, acum este referent de specialitate acolo și între activitățile în care se remarcă zi de zi este și această grijă pe care o depune alături de colegii săi de buna desfășurare a activității de la Castelul Artelor. Greșesc cu ceva, domnule Olaru? Nu, nu. Este un obiectiv cultural venit în peisajul severinean de curând, câțiva ani. Este rodul unor zbateri și de ce să nu-i recunosc meritul al doamnei Ileana Roman, care mereu prin birou, așa când mai puneam și noi țara la cale, adică destinele urbei, tot îmi reproșa de ce puță nu luăm bazinul de apă care este un morman de fiare pe interior, să-l facem cafenea literară, să mă întâlnesc și eu cu poeții acolo. E, bine, uite. Da, acum vine să se întâlnească cu poeții. Mă bucur, o felicit și spun să româna. Vine aproape zilnic acolo, își desfășoară activitatea dumneai scriitoricească, este chiar la vârsta dumneai foarte vivace și chiar prolifică. Nu vreau să aud chestia asta cu vârsta, doamna Ileana este veșnic o femeie tânără. Foarte da, tânără. Da, sigur încă. Că da. Cam incomodă pentru unii, pentru alții, sigur că da, dar știe ce are de făcut și face bine. Da, dar da, să știți că cu chestia asta, cu să facem puță și să nu imită nimeni cum o imită Vasca, prietenul nostru comun. Fiul dumneai, nu? Spiritual. Unul dintre fii. Unul dintre fii care are mai mulți. Sigur că da, sigur. Da. Adevărul că luat așa de valorile vieții, să știi că îmi lipsesc și mie momentele astea. De, până la urmă e o desfătare. Să stai de vorbă cu oameni care au ce spune, care au ce comunica și care nu-și fac un obicei, un mod de viață din a promite și a nu face nimic. Da. Sigur, este important, este foarte important să stai de vorbă, să-i asculți, să vezi cum gândesc, să vezi ce fac împreună cu ei, să... Pentru că ei, de fapt, mișcă înainte viața culturală a oricărei urbe. De la ei rămân însemnele a ceea ce s-a întâmplat acum, peste ani de zile. Sigur, cine nu îi prețuiește înseamnă că nu are ce căuta. Și cunoașteți multe semne de prețuire care li se acordă acestui segment de oameni. Nu, faptul că, sigur că da, sunt semne de prețuire. În multe situații efectiv reale, în altele interesate, în altele de conjunctură, altfel de aprecieri sunt din partea celor care vor să nu intre în gura lor sau a peniței lor. Deci în diverse modalități sunt luați în seamă și asta este un lucru foarte bun. Asta este important. Nu, eu vorbeam doar de semne de prețuire. De luat în seamă știu că da, suntem luați bun, în seamă. Prețuirea dar... înseamnă un sentiment profund care trebuie să vină din interiorul unui individ. Să știți că foarte tânăr fiind... Am citit prima dată romanul lui Eugen Barbu, Dumnezeu să-l odihnească, Ianus, și atunci am aflat de zeul roman, pentru că altfel știam și eu, mă rog, pleiada de zeități romane care se predau în școală și care erau importante. Și atunci am aflat despre acest zeu Parșiv cu două fețe. La maturitatea profundă, ca să zic așa, mi-am dat seama că Ianus are reprezentanță în societatea care ne înconjoară mai mult decât oricare altă figură mitologică. Deci eu am întâlnit oameni care în față spuneau sau dădeau telefoane prin emisiuni pe unde am mai prestat și eu. Vai, ce deosebit sunt, dar cum nu veni să-mi aduce și mie o carte de-a dumneavoastră? Dar eu nu merit și eu o carte, domnule, și am făcut prostia de m-am dus.
Și i-am dus respectivului, care și atunci și acum este în administrația publică locală, nume de referință pentru orbe. Crezând în sinceritatea lui că până la urmă nu-l obligase nimeni nici să știe ce am scris și nici cât am scris. Imediat ce s-a încheiat emisiunea, l-am luat pe Vasca cu mine și m-am dus să îi duc cartea omului, una dintre cărți pe care o aveam la mine atunci. Ca să mă întâlnesc peste două zile cu șefa lui de cabinet, pe care o cunoșteam de mult, și să-mi zic că a plecat de acolo și mi-a dat mie carte. A zis, ia omă, tu și citești. Deci, ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii. Sigur și că da. Vă mai dau un exemplu. Au fost zilele Severinului acum. Nu știu ce contribuție ați avut dumneavoastră sau dacă ați avut vreo contribuție, dacă ați fost lăsat să vă exprimați, că de obicei la chestiile astea de organizare se pricepe toată lumea. Că în loc de friptură la cuptor iasă salată de varză, e altă discuție. Dar până la urmă iasă ceva. E adevărat, cu cheltuială mare și uneori nejustificată. Sau greu de justificat. Ei, băieții ăștia de la Blue Magic, cu Archie, cu Filippo, cu Camacho, cu toți cei pe care îi cunoașteți. Au scos acest album, muzică rock, compoziții proprii. Nu și-au găsit locul la zilele Severinului, pentru că sunt localnici. În schimb, am adus trupe de aiurea pe care, pe cărora le-au fost plătite onorarii de 12.000 de euro, de 8.000 de euro, de 10.000 de euro, de multe zeci de mii de euro. Vi se pare normal? Este un act de încurajare a actului cultural local? Prin 2004, când dintr-o întâlnire de sală de festivități și, sigur, de sală de restaurant, care se întâmplase în 2003, vorbesc despre începutul zilelor Severinului, în 2004, neavând nicio imagine a ceea ce va trebui să însemne zilele Severinului, Radio Galaxie era de puțin timp ființa, de puțin timp, nu însuma prea mulți ani, 2 ani și cam așa ceva, după câte mi-amintesc eu, ne-am gândit, ia haideți să dăm cât de cât oarecare amploare și importanță acestor zile ale Severinului. În ce sens? Pentru că zilele Severinului s-au gândit, una dintre zile, 21, ziua latinității, 22, ziua înființării orașului, 23, ziua de Sfântul Gheorghe, patronului Severinului, spiritual al orașului. Bun. Și am zis, hai de timp de 3 zile să aducem lumea în stradă. Ceea ce nu prea se mai întâmplase. Bun. Și cu mijloacele proprii, locale, am improvizat din ce aveam în teatru, în casa, în Palatul Cultural Teodor Costescu, am pus o orchestră la înălțime și, sigur, lumea încet, încet s-a adunat, urmând ca anul care următor, da, 95, să mai creștem puțin. Invitând, deci în 1994 a fost prima dată. Prima dată, prima ediție. Un spectacol, sigur. Prima ediție a fost în 93, când s-a marcat, când a început, onor Consiliul Local și a fost o idee pe care o apreciez și acum, da, de a aduce ceva în viața culturală locală și a determina populația să conștientizeze unde suntem și cine suntem. Și, sigur, încet, încet, an de an, am crescut zilele Severinului, dar niciodată neglijind trupele locale. Fie la început, în prima zi sau ultima zi după ce se încheia, așa toate trupele locale urcau pe scenă și făceau numărul. Chiar și acum mai discut cu mulți dintre componenții acelor trupe, care erau liceeni, majoritatea. Era o bucurie să vină. Trebuia să le fac program aproape la fel ca zilele
clare ale, ale Severinului. La fel ca vedetelor consacrate, sigur, da. Sigur că da, nu puteai să-i bagi după o vedetă, da? Prima zi, care în general era cu tot felul de manifestări, vernisaje de pictură, de sculptură, simpozioane, competiții sportive și toate cele, pe seară era puțin mai subțire rețeta de, de spectacol. Dar rămâneau băieții până după miezul nopții într-o înțelegere cu jandarmii și autoritățile locale, haideți că nu se întâmplă nimic. Și niciodată n-am avut evenimente neplăcute. Sigur că da, sigur. Bun. Constat că în ultima perioadă se cam neglijează elementul local. Aceste trupe locale care vor și ei să se vadă măcar într-o zi în care majoritatea populației Severinului vine. Pentru că m-am uitat, dacă nu sunt la scena unde se întâmplă muzica populară, sunt dincolo unde vin trupe și se manifestă. Sigur, acum împărțirea în două locații iarăși este discutabilă și chiar nu consider că nu sunt în măsură să, să o discut. Dar eu mi-aduc aminte, acum 4-5 ani, era împărțirea, dar pe timp și din alte și alte motive. De exemplu, copiii nu se manifestau, fiind și public de vârsta lor, acolo unde se manifestau adulții, unde se consumau și băuturi alcoolice și asta, și era firesc să fie așa. Da. Copiii veneau aici în față la Casa de Cultură sau pe strada asta care duce spre prefectură pentru desene pe asfalt, pentru concurs de trotinete, de nu știu ce, da, de role, da, da, de așa. Mai coborau jos la ruine, la ruinele cetății, da, medievale, pentru reprezentări artistice cu tematică pe Evul Mediu, pe nu știu ce, sau pe Antichitate, sau că s-au făcut și chestii de-astea, cât la muzeu funcționa atelierul ăla de confecționat bijuterii și îmbrăcăminte, da, și da, obiecte din perioada romană, da? Așa. Și asta mi se pare firesc, pentru că erau și alte ore de desfășurare și nici să amesteci copii de grădiniță, exact, cu, da, adulți care beau bere, mănâncă mici și e altă treabă. Nu, păi, aspectul ăsta cred că nu este neglijat nici acum, după câte am văzut. Sigur, da, marele spectacol se vede seara după ora 17 până la, aproape după de amurg. Sigur că da, până aproape de miezul nopții. Acum depinde și de sumele de, de bani pe care Consiliul Local le pune la dispoziția organizatorilor. Sigur, pe vremea aia, până prin 2000, de fiecare dată am beneficiat de un buget de austeritate și a trebuit să-l gestionăm pe măsură. Asta ținând seama că nu ne permiteam să aducem nu știu ce trupe, ne concentram pe cele de top, până la urmă, ca să știm o treabă, să nu ne risipim puținii bani pe care îi aveam la dispoziție în tot felul de, de show-uri, când oamenii vroiau să vadă numere de primă mărime, ca dovadă, de la Holograf până la Iris, Colibri, mă rog, Taxi, Trei Sud-Est, Andrei, tot ce era în top la vremea respectivă s-a văzut pe scena zilelor Severinului. Da, acum sunt alte posibilități financiare, drept pentru care și rețeta... Dar este și altă infrastructură, domnule Olaru. Este și pentru altă că atunci n-aveați nicio scenă amenajată în oraș. Mă rog, acum e celebra Agora cu scenă, care pentru asta a fost făcută. Sigur. Și care nu este folosită. Aveți cunoștință de ce? Păi nu, asta ține de apetența oamenilor cu abilități culturale de a o folosi, pentru că sunt convins că nimeni nu îi împiedică să o folosească. Nu, la zilele Severinului, deci primăria, prin domnul primar, blochează calea Târgu Jiului, lângă cimitir acolo, se închide calea, se închiriază o scenă pe bani grei, deși avem scena de acolo și avem scena de la pădurea Crihala, care n-ar costa nimic.
se blochează o arteră importantă de circulație, se dă peste cap toată treaba asta, locul este, zic eu, prost ales lângă cimitirul ortodox. Știți, lucrurile astea sunt de competența autorității locale, ei decid, ei răspund. Ceea ce pot să spun acum, că până în 2000 n-am avut astfel de intervenții, de stabilire a locațiilor, de stabilire a rețetelor. Nici n-aveați infrastructură. Nici n-aveam. Improvizați scenă, din câte mi-aduc eu aminte. Improvizam scena, dar o făceam, eu zic că la modul, cum să zic, de prezentare foarte bun. Chiar mi-aduc aminte când am dotat prin 97-98, cu primul sistem audio și de lumini, când și am invitat pe cei de la Holograf, le-am spus că le punem la dispoziție tot. Și în ce an asta? Asta prin 98. Au fost impresionați de dotările pe care le aveam noi și chiar discutam de aceste scene pe care le vedem astăzi, că ar mai fi necesară o scenă și am fi foarte buni pentru a ieși în spectacole. Dar nu vi se pare așa ciudat că 98 Holograful era o trupă de actualitate, deși nu era de cea mai nouă actualitate? Nu. Și că acum în 2015 este chemat tot Holograful? De, vedeți, din 94 până prin 2000 nu s-au repetat de la un an la altul trupe. Asta este altă strategie pe care chiar nu sunt în măsură să o comentez. Să o comentați. Nu sunt în măsură. Dar pe care o remarcați până la urmă. Păi, cum să zic? N-aveți cum să n-o faceți. Da, bine, normal. Da, fiecare cel... Dar eu am dreptul să comentez orice. Noastră aveți. Și am dreptul, dar nu-mi permis să o comentez. Da. Sigur că da. Nu vă întreb de ce. De ce? Pentru că nu vreau să comentez. Stai și primul motiv. Sigur că da. Cum nu-mi permis să comentez foarte multe lucruri care ar trebui comentate la un moment dat. În urmă cu câțiva ani făceați încă politică activă. La un moment dat fiind candidatul PD-ului la primăria comunei unde v-ați născut. Ținând seama de calitatea de... A fost un experiment sociologic care îmi lipsea. Și politic în același timp. Da, și politic. Pentru că acolo am văzut adevărata, cum să zic... Dezlănțuirea patimilor pe care nu știați. Nu numai a patimilor, a banilor. Am văzut acolo ceea ce nu credeam că se întâmplă. Da, și am zis, nu, sunt eu în măsură să schimb lucrurile. Dacă ei așa vor, foarte bine. Deci v-ați vindecat și de treaba cu politica. Nu că m-am vindecat, am renunțat o luptă, nu de idei, pentru a-i lăsa pe alții să-și cheltuiască banii pe voturi și pe tot felul de campanii. Eu știu dacă au cheltuit banii lor. Nu știu, asta e problema lor. Că se pare că se fac foarte ușor banii ăștia de cheltuit. Da, sigur. Uite, restitui taxele în 5 ani, deși le-ai încasat cu căciula. De fapt, ce se întâmplă? De ani de zile tot, sigur, merg foarte des acolo. Nu puteam să beau o bere, că toată lumea mă întreba, haide, nu vedeți că nu se întâmplă nimic. Bun, și la un moment dat, într-un clip așa, haide, sunt fond și la urma unui cer Dumnezeului. Având și atâta experiență, eu zic, nu numai managerială, administrativă și chiar și politică îmi pot permite să spun și slavă Domnului, consider că pe tărâmul ăsta sunt de plin 83, cam așa ceva, dacă mi-aduc aminte. Haide să fac ce înseamnă pentru locul în care m-am născut. Și când am ajuns să fiu acolo, fie că toți mă întrebau, dar dumneata nu dai nimic? Poftim? Adică cum să dau eu ceva? De unde? Din ce să dau? Din buzunar? Mă oblig ca pe urmă să mă gândesc cum îmi recuperez, ceea ce nu voi face. N-am venit să
dau acum pentru a recupera mai târziu. Nu, am venit pentru programe, pentru proiecte, pentru infrastructură, dar nu nici de cum pentru un troc până la urmă, că asta este, un troc. Deci nu mai aveți, nu veți mai face tentative de genul ăsta? Nu este vorba de a face sau a nu face. Important să se limpezească aceste lucruri.